Dragi telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Oameni de Succes. Tehnologia și inteligența artificială nu mai sunt doar concepte abstracte, ci devin forțe puternice care își fac simțită prezența în toate aspectele vieții noastre. De la sisteme de evaluare automată la asistenți virtuali pentru studenți, impactul inteligenței artificiale asupra educației este semnificativ. Cu toate acestea, în timp ce unele universități din lume au îmbrățișat deja tehnologia inteligenței artificiale, România se află încă într-o fază de precauție, să zicem, cu privire la adâncimea și amploarea introducerii acestei tehnologii în instituțiile sale de învățământ. Ei bine, despre inteligența artificială în sistemul de învățământ discutăm astăzi cu Răzvan Timofciuc, viceprimar Primăria Iași. Bine ați venit în platoul Apolonia TV! Mulțumesc pentru invitație! Cu toată dragostea și mulțumim că v-ați făcut timp pentru noi și pentru cetățenii orașului nostru, pentru că, așa cum menționați dumneavoastră, de fiecare dată când aveți oportunitatea, cea mai importantă resursă a Iașului sunt, iată, oamenii săi, alături de care dumneavoastră puteți să schimbați lucrurile în bine. De acord, așa este. Chiar am fost recent la un hackathon, la un concurs de idei cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în învățământ pentru combaterea abandonului școlar și pentru o mai bună orientare în carieră pentru elevi. Au participat programatori, chiar profesori, specialiști pe zona de IT, care au creat soluții bazate pe inteligență artificială care ar putea fi adoptate de către instituțiile statului în sistemul de învățământ public pe aceste două domenii. Uh-huh. Și chiar în weekend mă gândeam că, într-adevăr, cea mai importantă resursă a Iașului sunt oamenii săi, specialiști foarte buni pe diferite domenii, chiar și pe zona de inteligență artificială și, cum bine ați spus, un domeniu încă insuficient explorat, dezvoltat în România și chiar și în Iași. Și în Iași, așa este. Iată că nu întâmplător am ales ca tema discuției de astăzi cu dumneavoastră să fie aceasta, inteligența artificială și cum o implementăm aici în Iași, în învățământ, pentru că urmează să aibă loc o conferință foarte importantă imediat, acum în câteva zile, 4-5 octombrie, ea va avea loc în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza și fix aceasta va fi tema conferinței. Spuneți-ne dumneavoastră mai multe detalii. Așa este. Este o conferință pentru profesori din mediul preuniversitar din municipiul Iași, inclusiv învățători, despre cum pot adopta la clasă în vederea eficientizării actului didactic și în vederea creșterii interactivității la clasă sisteme de inteligență artificială, softuri, programe sau aplicații care să-i ajute să fie profesori mai buni și să creeze un mediu mai plăcut și mai interactiv în clasă. Mm-hmm. Am organizat această conferință pentru că Iașul este orașul cu cea mai mare rețea școlară din țară și avem cel mai mare număr de profesori în municipiul Iași după București, din toate orașele mari ale țării. Și avem un sistem de educație care este performant la nivel de rezultate, care scoate olimpici, care scoate rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat sau evaluarea națională, dar care poate cunoaște ajustări foarte bune, care poate fi îmbunătățit foarte bine dacă la clasă profesorii ar fi instruiți cum să folosească inteligența artificială pentru un act didactic mai bun. De aici am plecat și vă mărturisesc că sunt surprins de interesul manifestat de profesori. Noi am gândit inițial conferința să fie adresată pentru 150 profesori din municipiul Iași, uh-huh, undeva la 2 pe școală. Uh-huh. Și după primele 3 zile în sistemul de înscriere am avut 190 de profesori. Am discutat cu doamna inspector școlar, pentru că această conferință este organizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cu Iași AI, o comunitate de tineri care sunt pasionați și promovează utilizarea inteligenței artificiale.
Și implicit Primăria Iași. Și Primăria Iași ca principal organizator și am agreat că toți cei care se vor înscrie vor putea face, vor putea lua parte la lucrările conferinței. În total s-au înscris în 5 zile 295 de profesori. Adică este un interes uriaș și mă bucură foarte mult lucrul ăsta. Vă mărturisesc, chiar am așa puțin sceptic pentru că există în rândul profesorilor o doză de conservatorism de multe ori, dar nu în sensul rău al cuvântului, dar a fost o deschidere extraordinară, clar că a stârnit curiozitatea din partea lor și de aceea practic am dublat numărul celor care urmează să fie prezenți la această conferință că la aproape 300, de la 150 cât ne gândisem inițial. Va fi o conferință foarte consistentă cu intervenții, prezentări din partea doctoranzilor și masteranzilor de la Facultatea de Informatică, pentru că noi avem în Iași un master pe zona de AI, de inteligență artificială. Avem doctoranți la Facultatea de Informatică care fac cercetare pe zona de AI și care vor avea prezentări în prima parte a conferinței, în prima zi a conferinței pe 4 octombrie. Și pe 5 octombrie vor fi 4 ateliere de lucru practice pentru profesori, ținute de către specialiști de la Iași AI, vă spuneam, comunitatea din orașul nostru, care a strâns la oaltă pasionații de zona de AI. Chiar și directorul pe educație de la Microsoft România va fi prezent la conferința noastră și specialiști la AdServe, o companie din Iași care a dezvoltat un instrument pentru digitalizarea administrativă a școlilor. Este o companie ieșeană. Deci va fi o conferință pe 2 zile, foarte consistentă, cu programe practice pentru profesori ca să aibă instrumente clare, concrete de adoptare la clasă în vederea eficientizării actului didactic. Pentru că, în final, ce ne dorim să creăm un mediu în care elevii să vină cu drag la școală, dacă se poate asta, și eu cred că inteligența artificială ne ajută în acest sens, dar cel mai important este că inteligența artificială este un mijloc, dar baza, cel mai important factor pentru motivarea elevilor, pentru performanța lor, rămâne profesorul. Doar că în lumea cu abundență la informație în care trăim, profesorul nu mai este cel care livrează informația, pentru că o putem găsi oricând pe telefon sau pe laptop, ci este un facilitator, este cel care ajută elevul să filtreze informația, să știe să o folosească, să o adopte pentru lumea reală în care trăim. Și eu cred că cu atât profesorul este mai important în acest nou context în care trăim. Când eram noi la școală, știam că singurul posesor al informației care ni se transmitea era profesorul, pentru că surse externe nu prea aveam. Și atunci, iată, după 20 de ani, lucrul ăsta s-a schimbat enorm și profesorul nu mai este singurul depozitar al informației. El este, în schimb, are în schimb rol mai important de a facilita un mediu plăcut în clasă, de a ne ajuta să filtrăm informația mai bine și de a ne ajuta să înțelegem mai bine lumea în care trăim cu ajutorul informației pe care noi o dobândim. De asta accentul acum se pune pe competențe, nu pe cunoștințe, adică cum reușim să folosim ceea ce învățăm la clasă în lumea reală. Cred că este și o formă de a ne adapta până la urmă, nu la tot ceea ce se întâmplă în această eră, să zic așa, în care, iată, tehnologia ia amploare până la urmă și mă bucur că menționați faptul că atât de mulți profesori și, dacă aș face o paranteză, aș spune că și alții care nu se încadrează în această categorie ar fi interesați să vină la această conferință. Așadar, că poate o să aveți în vedere să mai organizați și a doua etapă, de ce nu, cu această temă. Am găsit așa că unul dintre cei mai importanți scritori care au abordat acest subiect
Matthew Lynch se numește și are un articol și chiar vă invit, dragilor, să îl căutați pentru că este de interes. Se numește Viziunea mea pentru viitorul inteligenței artificiale în educație. Arată că inteligența artificială nu diminuează predarea la clasă, ci o îmbunătățește în numeroase rânduri. Dumneavoastră aveți și experiența directă la catedră, pentru că ați fost an la rând cadru didactic la două școli aici din Iași. Cum a fost perioada respectivă și, nu știu, v-ați gândit poate vreun moment cum ar fi fost dacă la momentul acela ați fi putut, iată, să beneficiați de inteligența artificială în predarea orelor? Da, e o întrebare foarte bună. Eu am prins, ChatGPT a fost lansat, dacă nu mă înșel, în noiembrie, cred, anul trecut sau octombrie anul trecut. Și atunci eram profesor și eu am devenit viceprimar în ianuarie, la finalul ianuarie. Da. Și timp de 3 luni de zile, cât am fost profesor până am ocupat poziția de viceprimar, am explorat utilizarea ChatGPT la clasă și vă spun că care este un instrument din acum sunt sute, mii de instrumente bazate pe inteligență artificială. Și vă spun că mi-a fost de un mare ajutor și m-a ajutat foarte mult, în primul rând, să câștig foarte mult timp cu privire la, mai ales, partea de evaluare, de realizare de teste, partea de chiar corectare a lor, partea de feedback, asta este un ajutor punctual, partea de prezentări la clasă, iarăși un ajutor foarte mare. Deci chiar am folosit timp de 2-3 luni instrumente de inteligență artificială după explozia acestui domeniu odată cu lansarea ChatGPT și eu personal am simțit beneficiile utilizării la clasă, dar mi-aduc aminte că discutam cu profesori în cancelarie despre, eram entuziasmat că uite cum ne poate ajuta inteligența artificială, în primul rând să automatizăm procese birocratice pe care le are de făcut fiecare profesor și resimțeam așa o oarecare reținere din partea profesorilor, pentru că foarte mulți se gândeau că asta va duce la înlocuirea profesorilor și este practic un competitor. Ori eu, cum spuneam și în introducere și cum ați spus bine și dumneavoastră, inteligența artificială vine să ajute, poate fi un ajutor, pentru că, într-adevăr, profesorul rămâne, știu eu, facilitatorul principal, cel care pune umanitate în actul didactic, cel care aduce empatie, care aduce, care motivează, care ajută elevul să-și depășească limitele, care reușește să, știu eu, acolo unde nu este aproape nimic din cauza, nu știu, unui mediu defavorabil sau a unor probleme de ordin social, profesorul reușește să scoată ceva bun, să șlefuiască poate un diamant care e acoperit cu praf. De asta eu nu văd o competiție între inteligența artificială și profesor, ci văd un parteneriat, o colaborare în vederea personalizării actului didactic. Cam așa ar trebui să vedem fiecare dintre noi, de fapt să ne raportăm la ceea ce înseamnă inteligența artificială și cum să o implementăm în educație. Totuși, dacă v-ar întreba cineva care sunt vulnerabilitățile inteligenței artificiale în educație, atunci ce ați răspunde? Sunt niște teme pe care le abordăm la această conferință despre care am vorbit pe 4-5 octombrie cu profesorii din mediul preuniversitar. Și ele sunt teme ale atelierilor de lucru. Una dintre ele este, într-adevăr, etica în AI, pentru că o problemă foarte răspândită este utilizarea, să spunem, ilicită a drepturilor de autor. Exact. Adică avem creatori muzicali, artiști, cercetători în diferite domenii care investesc timp, bani, energie, resurse, iar acest practic limbaj care este inteligența artificială preia de-a gata toate aceste lucruri și oamenii le folosesc plătind de fapt către companii care dezvoltă aceste sisteme, nu către creatorii conținutului. Și această etică în AI este un subiect foarte interesant pe care îl vom dezbate la această conferință. Mai este problema plagiatului, pentru că
trebuie să facem diferența între o lucrare făcută de către AI, de către un sistem de inteligență artificială, și o lucrare în care poate, elevul sau studentul s-a folosit de AI, dar și-a adus propria contribuție la acea lucrare. Și iarăși este o temă, cum detectăm lucrările făcute cu AI. Și deja asta în învățământul preuniversitar este, hai să spunem, o problemă foarte răspândită, mai ales la materiile cu profil uman, la română, la biologie și la alte materii, unde deja AI-ul este foarte, foarte bine dezvoltat. La materiile de profil real, acolo, să spunem, mai este loc de greșeală pentru sistemele de AI, dar la profil uman îi dai o instrucțiune și îți oferă un răspuns extrem de elaborat. Ori asta, pe de-o parte, poate fi benefic dacă elevul, parcurge într-adevăr acel răspuns și încearcă să-l înțeleagă și îl însușește la nivel personal, îl interiorizează, dar dacă pur și simplu îl preia și îl copiază sau, dă copy-paste într-un Word și îl printează și îl dă profesorului, n-ai făcut nimic atunci. Așa este. Scade calitatea actului didactic. Deci și aceasta este o temă care trebuie abordată. Deci iată două dimensiuni, etica în AI, cu drepturile de autor și partea de plagiat, care sunt provocări reale, nu doar pentru sistemul de învățământ, ci pentru toate industriile, practic. Absolut, absolut. Ei bine, și pentru că mi s-a evit oportunitatea, iată, să mă aducem așa în discuție despre perioada în care dumneavoastră ați fost la catedră timp de 6 ani, precizați, e de interes pentru telespectatorii noștri și pentru mine, de altfel, să aflu cum a fost perioada respectivă și ce schimbări ați mai simțit că s-au făcut între timp. Da, e o perioadă foarte frumoasă și după ce termin mandatul la primărie, printre altele, că am și înființat o firmă, un startup, tot pe zona de educație de online pentru elevii care susțin examenul de bacalaureat, dar printre alte activități pe care le fac, antreprenoriale, practic și această meserie de profesor, de istorie, și pentru mine a fost o perioadă extraordinară în sensul formării mele, adică cred că după 6 ani la catedră m-am schimbat din foarte multe puncte de vedere, chiar în sensul maturizării, dacă pot spune așa, pentru că lucrul cu elevii pe mine, de când mă știu, m-a pasionat, dar atunci când faci acest exercițiu zilnic, te provoacă în foarte multe feluri și pe mine m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt. Dar de unde pasiunea pentru elev, pentru educație? Chiar mă gândeam de când eram eu elev, aveam așa o curiozitate foarte mare pentru față de profesorii mai interesanți, care căutau să iasă din tipare. Și chiar eu urmăream fascinat cum reușeau să conducă, practic, clasa într-un mod așa foarte elegant în direcția pe care ei o voiau. Și cred că și dumneavoastră și mulți poate dintre cei care ne ascultă și aduc aminte de unul, doi profesori de acest fel care aveau așa un har și mă pasiona această calitate umană a lor, nu neapărat actul didactic în sine, ci capacitatea lor de a ne face să ne simțim în siguranță la clasă, de a nu fi judecați, de a căuta să ne depășim limitele, de a nu ține cont de, condiția noastră socială și de a crea un mediu cu, într-adevăr, plăcut la clasă, repet, nu doar prin actul de predare propriu-zisă, care și el este important, dar prin felul lor de a fi ca oameni. Și tot timpul m-au fascinat astfel de profesori și m-am gândit mereu că mi-aș dori foarte mult să fiu și eu un astfel de profesor. Acum nu știu dacă am reușit, ați putea vorbi cu mulți dintre elevii pe care am avut. Feedback-ul este bun. Dar, da, chiar da. Când am renunțat în ianuarie la ore, am avut așa niște momente foarte emoționante cu elevii, am primit scrisori, au fost chiar și lacrimi care au curs din partea lor și m-a emoționat foarte mult. Adică a fost o experiență foarte interesantă. Ce s-a schimbat între timp? Așa, de-a lungul anilor în învățământ. Încă se aud și pro și contra idei legate de învățământ, că sistemul trebuie schimbat, că profesorii trebuie să abordeze actul de predare în mod diferit și așa mai departe. Da, pe de o parte, într-adevăr,
remarc o diferență între în sensul direcției în care a luat-o lumea, adică în zona tehnologiei, în zona, nu știu, accesului la rețele sociale, am cunoscut o explozie în ultimii, nu știu, 10-15 ani. Și în același timp, sistemul de învățământ n-a putut ține pasul și, cumva normal, lucrul ăsta cu această explozie, această nebunie în această zonă a, pe de parte, tehnologiei, a rețelelor sociale, a accesului la, chiar la informație. Da. Și observ din partea multor profesori o strădanie în sensul de a se adapta, de a integra în actul didactic metode pentru a ține pasul cu acest lucru, dar e foarte, foarte greu, pentru că gândiți-vă cât aș fi eu sau oricare alt profesor de, știu eu, interesant, pasionat, curios, e greu să te lupți cu Instagram, cu Facebook, cu nu știu, YouTube, cu TikTok, cu care în spate au zeci, sute de, nu știu, psihologi care au gândit acea platformă încât să creeze o adicție pentru mințile care sunt încă în formare, elevi de 13, 14, 15, 16, 17 ani, și foarte greu ca eu să-l fac, să fie atent la mine și la ce se întâmplă în clasă atunci când are acces imediat la telefon. De asta mă bucur că o regulă care a fost pusă la școle din Iași, care în mare parte este respectată, este ca în timpul orilor să nu aibă niciun elev acces la telefon, deși eu sunt unul dintre cei care de multe ori în actul didactic îi încurajez să folosim telefonul, de exemplu facem diferite jocuri cu, adică se uite la videoproiector și se dea niște răspunsuri pe platformă, pe telefon. Dar dacă are telefonul la el în timpul orilor, sunt șanse bune să-l folosească în cu totul alte direcții sau scopuri față de ori. Deci asta este o mare provocare și de asta profesorul, cred că în secolul 21, în anul 2024, nu mai are cum să fac abstracție de ce vorbeam la început, instrumente de inteligență artificială, nu mai are cum să fac abstracție de mediul în care trăiesc acești elevi. Chiar la orele noastre de diligenție discutam cu ei și eu am rămas șocat în timerul de pe telefon cât timp petrec pe device, vedeam 8, sau ei îmi spuneau 8-10 ore zilnic. Și întrebam, păi, dar voi când mai stați cu părinții, când mai mâncați, când mai vă faceți temele? Non-stop, când sunt acasă și până se culcă la ore târzii, 1-2, stau pe telefon. Ori asta are un efect asupra creierului nu tocmai bun, de asta nu e întâmplător că sunt multe studii, și ați făcut, iată, referire la un specialist pe zona de AI, dar sunt multe studii ale unor psihologi reputați care vorbesc despre o creștere direct proporțională a anxietății, a problemelor psihologice, a depresiei, corelată cu utilizarea smartphone-urilor și a rețelelor sociale, cu explozia acestor rețele sociale. Adică vedem, din momentul în care au început să fie folosite aceste rețele sociale în mod zilnic, de către abuziv chiar, foarte bine spus, de către copii, avem o corelație directă cu creșterea nivelului de, ce vorbeam, depresie, de anxietate, chiar gânduri de suicid și probleme mentale. Și asta e o problemă care trebuie și abordată. Și de asta revenind la întrebarea dumneavoastră, îi cu atât mai greu profesorului să reușească să mențină o clasă atentă la activitatea pe care o are de făcut. Dar am cunoscut mulți profesori care chiar își fac treaba cu drag și cu pasiune. Își fac treaba cu drag și cu pasiune pentru că ține și de managementul pe care ei ca profesori îl învață de-a lungul anilor, nu? Prin cursurile pe care le fac, dar ține foarte mult și de vocația pe care profesorul în sine o are, așa cum precizați și dumneavoastră mai devreme. Încă sunt elevi în anul 2024 care întreabă profesorul la clasă de ce trebuie să învăț asta. Ei bine, ce ar trebui să răspundă un profesor în acel moment? M-am confruntat și eu cu această întrebare de foarte multe ori și ea cumva e foarte legitimă, pentru că
În lumea în care trăim, modelele lor sunt cu totul altele. Adică intri pe TikTok, vezi tot felul de, știu eu, personaje care par că au reușit într-un mod facil și atunci te gândești la ce trebuie mie să învăț despre integrale sau despre ce s-a întâmplat în primul război mondial sau despre celulă. Și eu cred că ce am încercat mereu și ce încerc să le răspund este că dincolo de informația concretă care ea poate într-adevăr nu are foarte multă valoare, că acum o găsești foarte repede, ai acces foarte rapid la ea, e vorba de o formă de antrenare a minții. Adică la fel cum facem gimnastică, facem oră de sport, să avem un corp sănătos și să avem un corp atletic, la fel și mintea noastră are nevoie să fie antrenată, să fie pusă la treabă, să avem o gimnastică a minții, astfel încât atunci când vom intra în lumea reală, să spun așa, să fim oameni care reușesc să se descurce la un interviu, care reușesc să poartă o conversație, care reușesc să aibă o relație, care reușesc să înțeleagă lumea în care trăiesc, care reușesc să, nu știu, prin implicarea lor, prin participarea lor la vot, implicarea civică, implicarea politică sau orice fel de implicare, reușesc să aibă un impact în lumea în care trăiesc. Ori toate astea se întâmplă doar dacă îți antrenezi constant mintea, dacă ești curios cu privire la lumea în care trăiești, dacă nu ți-ai pierdut acea curiozitate, mie îmi place să-i spun, care e intrinsecă fiecărui individ, dar care ea moare ușor, ușor, dacă o neci cu ecrane permanent, cu acces de asta junk food, dintre asta informațional. Absolut. Pentru că ce contează este ca ce fel de om ești tu după 12 ani petrecuți pe băncile școlii. Ești un om cât de cât complet, care se descurcă în lumea care trăiește, care, nu știu, poate avea o relație de prietenie, poate avea o relație de dragoste cu cineva, care se descurcă, nu știu, să meargă la un interviu și să aibă o prestație bună, care reușește să învețe o meserie repede, sau ești un individ care doar așteaptă să-l mâne cineva într-o direcție sau alta, fără să aibă independența, libertatea de a decide pentru propria persoană. Și cel puțin la elevi încă există această, nu știu, dorință de a reuși, fie mulți dintre ei poate în sport, unii de a reuși la nivel profesional, alții de a își depăși condiția pentru că au văzut în familie că au văzut niște modele în familie și poate vor să fie mai buni ca părinții lor. Dar e o luptă permanentă și de asta profesorii au un rol extraordinar de important, nu doar pe partea de, hai să spunem, educație propriu-zisă, care evident că asta e baza, dar și pe partea asta de ce înseamnă motivare, ce înseamnă chiar pregătire pentru lumea în care ei urmează să intre în lumea reală. Dacă aceeași întrebare ar fi adresată profesorului, de ce ar trebui să învățe asta, iar profesorul ar fi asistat, să zic, de inteligența artificială, ca și asistent virtual, oare s-ar schimba perspectiva? Am putea încerca acum să vedem ce răspuns ne-ar da, de exemplu, sistem de ăsta de limbaj. Chiar nu știu, n-am făcut exercițiul ăsta, e un exercițiu interesant, dar sincer, nu cred, pentru că încă n-am ajuns la etapa a inteligenței generale artificiale, adică o inteligență artificială care să aibă conștiință de sine. Adică acum, practic, ceea ce ne furnizează aceste sisteme sunt niște texte predictive pe baza a multor informații cu care ele au fost încărcate și sunt niște texte care, practic, sau cum ar răspunde cei mai mulți dintre oameni, să spunem așa. Da, pe da. Când discuția este ca în, nu știu, 10-15 ani să ajungem la nivelul în care inteligența artificială să aibă conștiință de sine și atunci să poată lua decizii singură, să poată, știu eu, să se poată îmbunătăți de la sine, să-și poată updata sistemele, dar atunci, pentru mine, ăla deja de-abia este un scenariu puțin scary, puțin înfricoșător, pentru că nu știu dacă vom mai putea noi controla aceste sisteme pe care noi acum le construim. Se discută foarte mult și despre teama aceasta a oamenilor în general în ceea ce privește implementarea inteligenței artificiale. Spuneam așa pe la începutul emisiunii că încă mai sunt profesori conservatori care
fac așa un pas în spate și așteaptă să vadă ce se întâmplă, ca ulterior poate să abordeze această tehnică în lecția de predare. Ce părere aveți despre aceste aspecte? Da, perfect de acord. Eu și eu personal am așa o temere pe termen lung cu privire la direcția în care se merge cu tehnologia inteligenței artificiale, pentru că ea este o tehnologie disruptivă, în sensul în care vorbim, sunt prognoze că nu va mai fi nevoie de contabil, că se dezvoltă sisteme care îți pot face contabilitatea într-un mod automatizat, pe baza facturilor pe care le introduci, sau nu va mai fi nevoie de programatori, pentru că chiar și acum, evident, sisteme de programare simple le pot face tool-uri de inteligență artificială. Adică vorbim de, mai spun, domeniul medical, în foarte multe domenii. Această tehnologie va fi disruptivă în sensul în care există un risc major ca foarte mulți dintre semenii noștri să își piardă locurile de muncă. Și atunci, clar, vom avea parte de niște probleme sociale, pentru că tot se petrece foarte, foarte repede. Adică dacă, nu știu, acum 70-80 de ani am avut revoluția informației, totul s-a petrecut gradual, în zeci de ani de zile. Am avut revoluția industrială în secolul 18, la fel s-a petrecut pe durata unui secol și mai bine. Ori toate acum se petrec pe durata câtorva ani, 2-3 ani, și deja apar alte tehnologii care au potențial disruptiv pentru diferite domenii. Și da, asta este o provocare majoră, cum facem față acestei probleme, practic, pentru că este o problemă. Și pentru profesori de care spuneați, pe bună dreptate au foarte mulți dintre ei motive să fie așa, nu refractari, dar atenți, pentru că avem o mare responsabilitate cu privire la ceea ce le prezentăm elevilor. Și de asta chiar am insistat să organizăm o astfel de conferință la Iași, unde să chemăm cei mai buni specialiști pe zona de inteligență artificială, pentru a le fi un aliat în acest drum educațional al profesorilor. Și atunci întrebarea mea următoare este: cât de prudenți ar trebui să fie deopotrivă profesorii, dar și elevii, în utilizarea inteligenței artificiale? Aici, da, ține de fiecare, de cum reușim fiecare dintre noi să înțelegem mai bine cum funcționează, să căutăm și să gestionăm, provocarea asta, să-i spunem. Dar, într-adevăr, trebuie foarte multă prudență, mai ales cu privire la problemele ce țin de datele cu caracter personal. Pentru că sunt multe, nu știu, instrumente pe care le poți găsi, să spunem, online, care îți cer, de exemplu, să introduci date ale elevilor sau pe care după ele pot fi folosite în scopuri comerciale, de exemplu. Și de asta cred că specialiștii pe care îi avem la nivelul municipiului nostru, la nivelul comunității noastre, pot fi folosiți pentru a fi un aliat al profesorilor în vederea utilizării cu discernământ și cu succes la clasă a inteligenței artificiale. Și cu asumare, aș zice eu, și din partea profesorilor, dar mai ales din partea elevilor, pentru că trebuie insistat ca ei să nu perceapă în mod diferit utilizarea inteligenței artificiale, nu prudent, până la urmă, și limitat, aș zice. Adică nu să se gândească un elev că ar putea să-și facă fiecare temă prin utilizarea inteligenței artificiale, zic eu. Da, corect, corect. Atunci un instrument care e de natură să te ajute, de fapt, s-ar putea să facă mai mult, mai rău. Mult rău. Da. Și aici intervine rolul profesorului de a încerca să personalizeze cumva educația folosindu-se de inteligență artificială, pentru că marele avantaj al utilizării în educația sistemelor de inteligență artificială îl reprezintă această posibilitate de a personaliza predarea, să spunem, în funcție de nivelul fiecărui elev.
Mă gândiți-vă că un profesor la clasă are 30 de elevi, foarte, foarte greu să personalizeze modul în care predă lecția și își face treaba la catedră. Dar sistemele de inteligență artificială ne pot ajuta în acest sens acum de a personaliza predarea în sensul în care, în funcție de nivelul de pregătire a fiecărui elev, să aibă sarcini, în funcție de nivelul de pregătire al fiecărui elev să aibă de îndeplinit diferite obiective la oră. Și asta transformă profesorul dintr-un, ce spuneam, instrument de transmitere de informații, cunoștințe, într-un facilitator. Pentru că toată informația, cum spuneați dumneavoastră, ea există acolo, în aceste sisteme care sunt încărcate cu miliarde și trilioane de megabiți de informație, practic, din... Da. Practic pe tot internetul, dar cum reușim ca acea informație să fie filtrată de către elev, să fie utilizată la nivelul lui de pregătire și să fie personalizată pentru fiecare elev în parte. Avem astfel de sisteme și atunci profesorul are acest rol important de a facilita tot acest mediu de învățare. Din păcate, în România și în Iași încă suntem la început, chiar spun eu întârziați în privirea, cu privire la aceste lucruri, dar ușor, ușor ele vor deveni norma, cred eu, în câțiva ani. Dar chiar așa, care este nivelul acum pe Iași legat de acest aspect? Vă spun din experiența pe care am avut-o eu în cancelare, din interacțiunea cu ceilalți profesori, foarte, foarte, foarte puțin se folosesc instrumentele de inteligență artificială, deci ele pot eficientiza foarte mult actul didactic, dar eu, cel puțin la nivel personal, chiar le arătam cum poți face prezentări care altfel îți iau, nu știu, în mod normal, o oră jumătate, două ore. Utilizând instrumente de inteligență artificială, le poți face în 15 minute și de o calitate la fel de bună. Și atunci câștigi o oră și ceva în care poți să aloci pentru alte lucruri. Deci nivelul de utilizare este destul de scăzut, dar nu e neapărat un lucru rău ăsta acum. Și tocmai de asta cred că este acest interes major pentru această conferință. Vă spuneam că aveam estimat o audiență de 150 persoane și deja s-au înscris 300 și a trebuit să oprim formularul de înscriere. Am înțeles. Spuneați la începutul emisiunii de asemenea că se poate reduce efectiv abandonul școlar, nu? Credeți că poate un elev, nu știu, mediocru sau mediu să treacă la un nivel de excepție prin utilizarea inteligenței artificiale? Practic, inteligența artificială să devină așa ca un profesor personal. Personal, da, da. Eu cred că într-acolo ne îndreptăm cu pași mici, dar siguri. Deja în Occident, în Statele Unite, de exemplu, sunt școli care au dezvoltat partea de software, adică partea de, să spunem, infrastructură pentru elevi, astfel încât fiecare dintre ei să aibă acces la un tutore personalizat practic. Pentru nivelul lui de pregătire. Da. Atunci profesorul este ceea ce am spus de mai multe ori în această întâlnire, un facilitator, dar care are un rol extraordinar, poate mai mare decât acela de transmițător de informație. Și eu cred că într-acolo ne îndreptăm și eu cred că asta este un lucru bun, pentru că sunt elevi care, din diferite motive, de ordin social, economic, chiar de ordin, nu știu, la nivel uman, au un anumit nivel de pregătire și în clasă ai, cum se spune, vârfuri, ai elevi de 7-8 și ai elevi care se străduiesc să treacă clasa sau să treacă la o materie. Fiecare dintre ei este important, dar în acest moment misiunea profesorului este foarte grea să ajusteze procesul educațional pentru fiecare elev în parte. Și de asta eu cred foarte mult că dacă în această direcție se va merge în privința inteligenței artificiale în educație, este un lucru extraordinar, astfel încât elevul tăcut din penultima bancă care niciodată nu răspunde și se bucură că e unul din 30, că nu e băgat în seamă,
să fie și el parte la activitatea în clasă, să aibă și el o contribuție la ora, nu știu, istorie, biologie, matematică, și asta să-i creeze un sentiment de încredere mai mare în propria persoană. Pentru că eu asta am observat, ați spus că am, sau discutam înainte de emisiune, că am predat la Vlahuță, în Dacia, și acolo sunt foarte mulți elevi din familii defavorizate. Da, da. Și am avut șansa de a intra în contact cu mulți dintre astfel de mulți copii din astfel de familii și problema majoră nu e neapărat cea legată de nu știu, predarea propriu-zisă, ci de încrederea lor în a se implica la clasă, în a crede că într-adevăr contează în lumea asta. Adică sunt copii care pur și simplu se simt abandonați și marginalizați de către societate și atunci ăsta e un rol sau ăsta e un salt important ca el la clasă să aibă o mică contribuție, să vadă că n-a stat acolo o oră degeaba, nebăgat în seama de nimeni, ci și-a adus și el contribuția puțin câte puțin și în timp, în ani, lucrul ăsta îl ajută să-și depășească condiția, să fie practic un cetățean în adevăratul sens al cuvântului. Asta pentru că stima de sine a copiilor în general este destul de scăzută și corect. Asta vine din educația în familie. Iată de ce trebuie să apreciem de fiecare dată un profesor, că pe lângă faptul că trebuie să-și predea lecția la clasă, el trebuie să susțină și din punct de vedere emoțional copilul, lucru care se întâmplă de cele mai multe ori la clasă. Da, foarte multe avantaje, zic eu, în ceea ce privește inteligența artificială. Mă gândeam acum cum și ce se va întâmpla cu elevii din mediul rural. Pentru că în momentul în care ei vor veni în Iași, da, să studieze la liceu, vor da piept. Nu cu faptul că deja s-a implementat aici, poate, da, pe viitor, inteligența artificială. V-ați gândit la acest aspect? Vă duceți și în mediul rural să țineți astfel de conferințe? Eu fiind viceprimar în Iași, area de acțiune, să spunem așa, este doar pe municipiu, da, chiar din punct de vedere legal. Da, da. Deși la această conferință vor participa și vreo 30 de profesori din mediul rural, da, care fac parte din rețeaua Teach for Romania, care este unul dintre partenerii la această conferință. Știți care este ideea? Că, culmea, nu mai sunt diferențe majore între partea de, să spunem, infrastructură educațională între municipiu sau între oraș și sat. Adică dacă veți merge în multe comune, nu spun că în toate, evident că mai este foarte mult de lucrat, dar veți vedea școli bine îngrijite, cu acces la videoproiectoare, cu bănci noi, cu parchet nou, luminoase, lucruri pe care le ai la fel și în municipiu. La fel, profesori, nu mai este o diferență foarte, foarte mare, deși, într-adevăr, cei mai buni profesori care dau examenul de titularizare, aleg pe baza notei să rămână în municipiu, dar oricum nu sunt diferențe majore. Diferența este în principal din mediul din care provin acești copii, din mediul familial, din statutul socioeconomic pe care îl au. Și atunci, da, este o provocare majoră ca adoptarea la clasă a acestor tehnologii să fie făcută la nivel de masă. Adică, dacă vorbim de sistemul public, eu aș vedea o politică națională de investiții, practic, în zona de utilizare a inteligenței artificiale pentru personalizarea educației, atât în mediul rural, cât și în mediul urban. Pentru că, într-adevăr, dacă asta se va face, aceste lucruri se vor face doar așa, la nivel local, vom putea avea parte de decalaje foarte mari între școlile din municipii, de exemplu, și școlile din mediul rural. Eu văd asta ca, pe termen lung, cel puțin o politică la nivel național, pentru că, după cum spuneam și la început, vorbim de o tehnologie disruptivă, adică de o tehnologie care are capacitatea să schimbe complet domenii noi sau industrii sau diferite
aspecte, nu știu, sociale. Și educația nu că este ferită, dar cred că este printre principalii beneficiari ai acestei tehnologii. Și după cum vă spuneam deja, vedem școli din Statele Unite, din vestul Europei, care practic au transformat educația complet cu ajutorul tehnologiei inteligenței artificiale. Și de asta, din punctul meu de vedere, trebuie o politică națională, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă dintre elevi. Adică nu putem avea elevi de rang 1 în oraș și elevi de rang 2 în sate. Absolut, da. Mm-hmm. Chiar ascultasem și vă spuneam și în culise că am ascultat un podcast legat de inteligența artificială și cum a fost ea implementată deja, da, în Statele Unite și precizau clar că acolo inteligența artificială pentru un elev este ca și un profesor personal, iar pentru un profesor este ca și un asistent mm-hmm. virtual care ajută profesorul, iată, să-și diminueze timpul pentru tot ceea ce are de făcut ca și proiecte, nu știu, acele dosare mm-hmm. pe care le are de făcut fiecare profesor mm-hmm. la început de an și de care este speriat, pentru că cel mai mult timp la început de an, așa acolo este, îl petrece. Și să aloce, de fapt, timpul nu în favoarea elevului, poate și unul la unul, de ce nu. Ce vreau să vă mai întreb? Mai e necesar să se aloce program de dezvoltare a competențelor digitale pentru cadre didactice din învățământul superior? Da, din învățământul superior, nu știu, dar în învățământul preuniversitar. Sau preuniversitar, 100%, da. 100%, da, 100%. Și de asta sunt binevenite aceste carduri educaționale de 1500 de lei pe care le are fiecare profesor în fiecare an. Uh-huh. Pentru că, ceea ce vorbeam și la început, profesorul, într-un fel sau altul, concurează pentru atenția elevului cu, nu știu, rețele sociale, cu accesul la tot felul de site-uri. Și atunci, aceste programe de digitalizare, de fapt, ajută să țină pasul cu acest avans tehnologic foarte, foarte rapid care are loc. Deja, vedeți, când eram noi elevi, dacă un profesor folosea PowerPoint, ni se părea wow, adică era ca o, nu știu, o dată pe lună. Și eram atât de atenți la tot ce se întâmplă de acolo. Imaginile care rulau pe videoproiector și erau acele videoproiectoare imense cu care erau unul pe școală și dacă îl prindeai o dată la câteva luni. Da. Acum deja PowerPoint-ul e de ceva de suiet, adică au apărut table interactive în care îi ajută pe profesori, nu știu, să prezinte ora mai într-un mod mai interesant, dar care, iată, nu sunt folosite în masă. Pe de parte, unul, că lipsesc aceste competențe digitale, pentru că eu personal am folosit o astfel de tablă interactivă și nu e chiar așa ușor, adică trebuie să știi pe ce site-uri să intri, să te loghezi, să-ți faci conturi, să... mă rog... E o întreagă... Da, nu că e complicat, dar trebuie să știi cum să o faci. Absolut, și de asta un program de alfabetizare digitală, să spun așa, sau de digitalizare te ajută foarte mult. Sunt aceste tehnologii bazate pe AI care te pot ajuta să faci, de exemplu, prezentări mult mai interactive și mult mai rapid sau să pregătești lecții de evaluare, evaluare inițială, evaluare de etapă, evaluare sumativă, evaluare finală și să câștigi timp, te pot ajuta, nu știu, să, ce vorbeam, să personalizezi pentru un elev pe baza răspunsurilor sau rezultatul unui test, să personalizez un feedback. Chiar uite și asta am folosit inteligența artificială pentru a personaliza un feedback pentru elev pe care îl dai pe platformele digitale pe care le au toți acum, cum este la nivel municipal, AltServio. Pentru că acum toți au această platformă digitală AltServio și acolo vezi note, acolo vezi nu știu, un mesaj la profesor, acolo profesor poate ușor ține legătura cu părintele, cu elevul. Și e extraordinar să-i dai un feedback personalizat unui elev sau unui părinte cu privire la rezultatul unui test. Și asta te poate ajuta, de exemplu, ca să faci asta la nivel, să faci manual asta pentru 30 de profesori, pentru 30 de elevi, ți-a, nu știu, 3 ore. Absolut. Cu inteligența artificială, dacă introduci datele care trebuie și folosești programul care trebuie, îți ia 40 de minute. Și oricum câștigi foarte mult timp, dar iată, e un instrument extraordinar de a încuraja și de a oferi o încredere atât părintelui cât și elevului în actul educațional. Și uite, este un exemplu
pentru mine asta am observat contează enorm lucrul ăsta de a oferi un feedback, de a transmite părinților nivelul de pregătire al elevului, unde excelează, unde mai este loc de îmbunătățire, și a contat foarte mult. Deci, da, aceste programe, din punct de vedere, mai ales în lumea în care trăim, trebuie să fie omniprezente în sistemul de învățământ. Da, apropo de ceea ce ne spuneți, pentru că nu am atins deloc acest aspect, cum credeți că privesc părinții implementarea inteligenței artificiale în învățământ? Eu cred că pe de parte cu îngrijorare, spuneți dacă... Nu, vă rog. Pe de parte cu îngrijorare, pentru că, după cum bine ați remarcat, dacă temele ajung să fie făcute utilizând programe de inteligență artificială, nu prea ai făcut nimic, dar cred că pe de o parte cu entuziasm, pentru că îi ajută și pe ei. Și vă spun din calitatea mea de părinte de această dată, am un băiețel de 5 ani și chiar pe mine m-a ajutat sau am căutat să caut exemple de activități pentru a, nu știu, vedea cum pot să-l ajut să învețe să numere mai ușor sau într-un mod mai interactiv. Și m-a ajutat printr-un proces de dialog, dacă vreți, cu un sistem de inteligență artificială să-mi ofer diferite jocuri sau instrumente de a le face împreună cu băiatul meu, astfel încât să învețe mai ușor să numere. De asta pentru părinți și ei la rândul lor pot folosi asta pentru a-i ajuta în relația cu copiilor. Gândiți-vă că deja de la clasa 3-a, 4-a, de exemplu la română sau chiar matematică, problemele, exercițiile sunt la un nivel deja destul de ridicat. Așa adică dacă veți lua o colegere de matematică de clasa 4 acum, e destul de dificil să rezolvi, mai ales dacă au trecut atâția ani. Și atunci, chiar ca părinte, te poți folosi de inteligența artificială tocmai pentru a personaliza realizarea temelor împreună cu elevul tău. Deci, pe de o parte, este pe bună dreptate o provocare în sensul în care elevii au tendința să totul să facă cu sisteme de inteligență artificială, dar de altă parte le poți folosi tocmai pentru a ajuta copilul, pentru a înțelege tu mai bine diferite, nu știu, subiecte pe care el le face la școală și pentru a comunica cu el, cu copilul tău, pentru a ajuta ca să înțeleagă mai bine și pentru, de ce nu, a învăța împreună. Adică, la urma urmei, nimeni nu se naște învățat și le știe pe toate. Așa este. Domnule viceprimar, să știți că timpul s-a scurs, timpul deja alocat ediției noastre. Probabil am putea vorbi ore în șir pe acest subiect. Ca și concluzie, luăm inteligența artificială ca și aliat. Totuși, deși e un instrument util, nu trebuie să devină totuși un substitut al metodelor tradiționale de predare. Nu clar, asta să înțelegem cu clar toții. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că v-ați aflat astăzi în studioul Apolonia TV. Cu drag de fiecare dată când aveți de transmis informații telespectatorilor noștri, vă așteptăm aici. Mulțumesc foarte mult, apreciez invitația. Cu drag. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și vouă cu recunoștință pentru că ați urmărit o nouă ediție a emisiunii Oameni de Succes. Nu uitați, joia de la ora 16 pe Apolonia TV. Pe curând!